Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banaz, iar azi vorbim despre acest episod horror din Sirenele. Mi-a zis să fac un clip de genul, așa că azi facem un creepypasta cu asta, pentru că vine și Halloween-ul și știu că vreți clipuri în temă. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de puterea de sirene bântuite pentru a distruge butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Eram un mare fan al Andrei Gogan și urmăream cu interes fiecare clip. Îmi plăcea mult plotul și chiar nu înțelegeam de ce Andra avea atât de mulți hateri, pentru că Sirenele chiar e un serial bun. Era o noapte de sâmbătă de octombrie, iar afară tuna și fulgera. O furtună imensă se apropia de casa mea. Deodată am văzut că Andra a postat pe YouTube Sirenele, ultimul episod. De ce l-a postat la 3 dimineața, nu știu, dar eram foarte fericit. Așa că mi-am luat telefonul și am început să mă uit. Totul a început în mod obișnuit, cu o reclamă Glovo și apoi o reclamă la eToro. Apoi a continuat cu seria. Selena făcea recap-ul ultimelor episoade și deodată a apărut intro-ul. Deodată era ceva schimbat la acel intro. Nu mai erau acolo personajele pe care le știam. Nici măcar nu mai erau sirenele. Acum erau ceva ființe care semănau cu sirenele, dar arătau foarte ciudat. Ecranul s-a făcut mov și deodată a apărut un scris mare care zicea: Sirenele există, Selena. Ecranul s-a făcut din nou negru și auzeam o melodie destul de ciudată. Era ca și cum sirenele cântau pe fundal și astfel clipul s-a terminat fără nicio explicație. M-am întors pe clipul acela a doua zi, dar nu mai exista. Să fi fost un vis, nici până azi nu știu.